2014-2015 a fost un sezon destul de bun pentru catedra de fotbal de la liceul cu program sportiv din Piatra Neamț. Instituția de învățământ pietreană a avut înscrise mai multe formații în campionatele de juniori, la mai multe categorii de vârstă, iar cel mai bun rezultat a fost obținut de grupa profesorului Gabriel Rădulescu, cea care a cucerit medalia de bronz la Olimpiada Națională a Sportului Școlar de la Călăraș. Anul competițional care s-a desfășurat a fost un an destul de bun. Noi ne-am propus să formăm echipe, să ne stabilim un lot, să avem o strategie, iar peste 2 ani să atacăm turneile finale cu rezultate foarte bune, așa sperăm. Deci avem o strategie care se dezvoltă pe 4 ani cu grupele noastre, iar celelalte grupe care vin din urmă sunt cuprinse în campionate județene, merg la turnee pentru a-și forma deprinderea de competiții și pentru a performa mai târziu. Unul dintre obiectele majore pentru profesorii de la LPS Piatra Neamț este formarea cât mai mulți jucători către loturile naționale și către echipe importante din fotbal românesc. Nu avem un scop imediat, un loc, așa ceva mod stringent, doar formăm echipele pentru campionatul care urmează. Scopul nostru este să promovăm cât mai mulți jucători. Deja din sportivii noștri au început să acceadă spre loturile naționale și sperăm că ușor, ușor vom redeveni o forță. Fotbaliștii juniori de la LPS Piatra Neamț se află în această perioadă în vacanța de vară. O parte dintre ei au fost convocați la loturile naționale, iar alții susțin sau au susținut examenele de capacitate sau bacalaureat.